Bună ziua! Bine v-am găsit la un nou videoclip oficial de pe canalul meu de YouTube! După cum v-am promis, astăzi o să facem 10 lucruri care nu-mi plac la acest minunat Bugatti Chiron care a meritat 2000 de lei. A meritat? Da, a meritat, așa zic. Dar, totuși, ca orice produs, are și dezavantaje. Și începând cu primul dezavantaj, începem cu spatele. Deci, lucruri pe care îl urăsc cel mai mult... Rahatul ăsta de far, care teoretic trebuie să fie prins aici, în, cât, în două chestii, una aici și una aici. Și ghiciți ce? Pentru că aceasta chestie se bălângăne la transport sau nu numai la transport. Și dacă îl muți puțin, 2 cm, chestiile astea sar de aici. Inițial am pierdut-o pe cea din stânga, după care am găsit-o, după am pierdut-o pe cea din dreapta, am pierdut-o definitiv pe cea din stânga, am găsit-o pe cea din dreapta și acum am pierdut-o și definitiv și pe cea din dreapta. Și totuși nu mai arată la fel în momentul în care pierzi chestiile astea. Se schimbă aspectul, efectiv. Se schimbă aspectul uh, și, na, nu știu, chiar dacă arată în continuare frumos, e mai ciudat. Um, da, n-am strâns suficient de la micuri asta la videoclipul trecut. Asta înseamnă că n-am luat o cărpă de prof pentru Bugatti. Timpuri triste, timpuri triste. Numărul 2 ce se află în partea din față. În videoclipul anterior am spus că mașina asta este destul de rezistentă dacă o arunci de la înălțime și pică pe roți. Dar în schimb nu este rezistentă absolut deloc dacă o arunci în bot. Uitați-vă cum fac chestiile astea pe aici. Și ca să nu vă mai spun, asta e următorul dezavantaj pe care o să-l spun, dar nu acum, pentru că e următorul. Deci uitați cum se mișcă toate chestiile astea pe aici mă rog, aici e mai rezistent, dar chestia asta o să fac, wow. Mă rog, trec la numărul 3. Numărul 3. Chiar dacă nu scap mașina asta, printr-un mod foarte dubios, chestia asta se desprinde de aici, de unde ar trebui să fie fixată. Dacă focalizează camera, numai o secundă, bă, focalizează, că nu-ți mai dau salariu. Uite bulinele astea de aici. Le vedeți? Da, sigur le vedeți acum. Deci asta trebuie să fie prins aici. Și de fiecare dată se desprinde. Într-un mod foarte miraculos. Și trebuie să o pun înapoi. Eventual să dau și chestia asta jos încolo, care uitați cum se mișcă de la dezavantajul trecut. Deci, practic, botul este foarte fragil. Inclusiv spoilerul de aici. Rul 4. Tot în videoclipul anterior am zis că îmi place interiorul, dar există anumite aspecte care nu-mi plac la el. Deci, ei l-au făcut super realist, cel puțin la prima vedere. Dar, dacă te uiți puțin în jos aici, ce asta frate, băi, Lego, deci nu se poate așa ceva. Efectiv, îți bagi un deget pe aici și îți trece degetul, nu știu dacă o puteți vedea. Deci, aici nu-i potea deloc, aici este de dedesubtul. Deci e gaură, aici absolut nimic, să acopere și ceva. Aici, credeți-mă, chestiile astea nu sunt aici că trebuia să vină ceva. Sunt pur și simplu așa, adică n-am mai avut alte piese pe care să le pun acolo. În partea la e la fel. Iar aici poți să-ți toată mâna până la capotă, la... Uitați unde îmi scot eu degetul pe aici. Numărul 5 tot în videoclipul anterior, că trebuie să spun asta, am zis că cei de la Lego au încercat cât de cât, asta nu era neapărat un avantaj, adică un lucru care îmi plăcea, au încercat cât de cât să mascheze zonele interioare cât de bine au putut, adică părțile care nu trebuia să se vadă. Ei bine, da, au făcut cât au putut, cred eu, dar Adică, nu, asta au zis ei. Dar eu cred că puteau mai mult. Adică, pe bune, spațiu de un deget, vezi suspensiile pe aici, pe aici la fel. Um, la capotă, dacă vă uitați de sus, se vede absolut tot. Chestia asta ar fi trebuit să fie mai mare, să fie până de aici, până aici. Și asta la fel. Adică, na, uitați-vă și voi. Pe aici la fel. Nu, nu. Asta e un minus. Numărul 6. N-are geamuri. Hai, aș fi înțeles aici să nu pui geam, deși nici asta nu e foarte frumos. Ar fi trebuit să pun un geam. Ar fi fost o chestie foarte inovatoare de la LEGO. Deci trebuia să pună geam. La... Dar aici era chiar necesar. Adică această chestie. Deci această chestie la bugate e adevărat este o parte din geam, adică este de geamului și după geam e chestia asta aici. Mă rog, stați că s-a desprins de aici. Mă rog, nu contează acum. Dar chestia asta fără geam este total nerealistă și nu seamănă deloc cu bugatiu din viața reală. Și asta este, după părerea mea, un mare dezavantaj. Adică chiar vorbim serios. Numărul 7. Cei de la Bugatti au băgat atâtea chestii în interior încât îți este aproape imposibil să motorizezi acest Bugatti, să-i pui un motor pe te cu telecomandă, adică să poți să-l faci să funcționeze, dacă nu scoți echipamentul la vedere, ceea ce arată puțin urât. Adică singurul loc pentru cutia de baterii pe care l-am putut găsi și aici chiar trebuiau să pună ceva, dar n-au pus, a fost aici, sub ăsta. Dar în schimb, dacă n-ar fi fost toate chestiile astea de pe dedesubt, uitați asta de aici, nu știu dacă v-am zis în clipul anterior, dar acest, da, cred că v-am zis, acest, această mică piesă este unicată, și, adică unicată, este unicată pe Bugatti pentru că este, reprezintă faptul că a fost primul Bugatti produs. Ceea ce mi se pare super mișto, mă rog. Dar totuși nu avea ce să caute chestia asta aici. De asemenea, dacă vă uitați puțin pe dedesubtul mașinii pe aici. O grămadă de chestii, o grămadă. Uitați pe aici, pe aici. Aici în spate ar fi trebuit să pui ceva ca să poți să umbli la atracțiune, că roțile sunt făcute astfel încât dacă le miști de aici, uitați. Vedeți? Se mișcă amândouă într-un capăt și într-altul. Și efectiv în spate n-ai cum să pui un motor ca să poți să miști chestia asta. Adică nu poți să pui un motor aici și unul aici. Pentru că sunt legate de chestia asta și n-ai cum să le desprinzi. În altă ordine de idei îmi place cum arată de aici mașina. Asta ar fi trebuit să o pună dezavantaj, dar până acum nu m-am uitat cum arată exact din spate. A, și ce ziceam? Asta duc în interior acolo unde vă ziceam eu. Uite, se vede torpe două aici. Da, mă rog, trecând la numărul 8, cred. Da, numărul 8. Numărul 8 am pornit cu o defocalizare teribilă. Îmi place uh, această oglindă, dar uitați-vă cum face ușa. Deci uitați-vă și voi cum poate să facă ușa asta. Adică mi se pare ceva naș, par fi trebuie să o prindă mult mai bine. Și aici credeți-mă că eu am făcut totul în con conformitate. De asemenea, mi se pare că se deschide prea mult. Ar fi trebuit să o limiteze cumva să nu se deschide atât de mult. Bine, chestia asta e o și la fiatul 500, că se deschide chiar până aici, până la roată. Dar mă rog, măcar atât. Numărul 9. Nu puteau să pună și ei ceva mai mare pe interiorul ușii? Arată foarte nefinisată chestia asta, efectiv. Știu că e Lego și că na, nu poți să te aștepți la foarte multe aspecte ale detaliului la Lego, dar totuși chestia asta mai mare cât să acopere cât de cât albastru ăsta aici ar fi fost mult mai bine. Așa arată chiar urât, chiar, chiar urât. Deși îmi place chestia asta de aici, care e foarte mișto, dar n-are legătură cu ușa, dar am vrut să o adaug pentru că o uitasem de ea în clipul trecut. Și numărul 10, Uh, nu, nu e legat de eleron, ci e legat de faptul că nu poți să deschizi capacul ăsta să umbli la motor. Dar deloc. Trebuie să scoți chestia asta mai întâi, după care și chestia asta de pe partea alta să scoți chestia asta de aici și chestia asta de pe partea și după de-abia poți să deschizi. Ăsta mi se pare un dezavantaj destul de mare pentru o mașină sport. Și mai ales la dimensiunea asta, adică uitați-vă, e cea mai mare mașină de la Lego. Nu știu dacă lamborghini Usiano o depășește, deși am o vagă impresie că nu, pentru că e puțin mai ieftină decât Bugatti-ul. Deci e cea mai mare mașină de la Lego și totuși acest detaliu lipsă mi se pare puțin penibiluț, așa, nu foarte penibil, dar penibiluț. Um, acesta a fost clipul de astăzi. Scurt, cam scurt, nici nu știu dacă are 10 minute. Ideea e că totuși bugatul acesta merită, după părerea mea. Repet, aceste chestii sunt numai părerea mea. Adică poate unor le place că are geamuri sau nu știu, că nu-l motorizează și are mai multe chestii înăuntru. Dar părerea mea este că totuși merită să-l cumperi pentru că arată foarte frumos. Uh, mai ales din față, dacă te uiți la el cu farurile alea așa făcute foarte fain și poți să le luminezi pe alea, chiar poți să le luminezi pe ai unde să pui motorul. În interior arată frumos, are cadranul acela acolo care imite ceasurile. Păi, oglinzile astea sunt foarte inovative, adică îmi place cum le-au făcut, mai bine de atâta nu puteau să le facă și nici dacă puneau acțibil de la reflectorizant, nu, nu cred că e așa mai frumos de atât. Uh, da, acum e la reducere, costă vreo 1500 de lei, așa că dacă vreți, cumpărați-l. Și nu, acest clip nu este sponsorizat de Lego. Nu, chiar îl fac din plăcerea mea, pentru că eu sunt mare pasionat de Lego, după cum bine puteți vedea, de fapt, după cum bine nu puteți vedea că nu focalizează camera. uitați uitați amicul Hogwarts acolo, cu Hagrid's Hat, cu Fiatul 500. Am auzit că cei de la Lego lansează un coloseum de la Lego Architecture, deși părerea mea e că ar fi trebuit să-l bage la Creator Expert, cum e și acest Fiat 500, că practic sunt din aceeași categorie. Videoclipul acesta este filmat în pat. Da. Deci nici nu m ridicat pentru el. Uh, dar totuși eu o să depun multe eforturi la editare, la thumbnail și, și că am filmat așa. E plăcerea mea, dar totuși uh, m-ați putea aprecia cu un like și un subscribe. Și nu uitați că adevărata abonare este cu clopoțel sau clopoțel sau cum vreți voi să ziceți. Eu am fost David și ne vom vedea la următorul episod. Nu știu exact în ce, ce va consta următorul episod, dar cu siguranță va fi. Nu vă impacientați dacă va fi mai încolo, peste o săptămână sau două. Sper doar ca YouTube să nu mă scoată din algoritmii lui. Acesta a fost videoclipul. Noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!